Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalti.md. Своими глазами. Мы находимся в Белгс на пресс-конференции, которая касается открытия нового проекта. Проект намерен на поддержку малых и средних предпринимателей в северном регионе и будет внедряться с помощью нашего донора, Českého агентства для развития и наших проектов, проектовых партнеров Adere Nord и Prokopere Regionala. Что касается помощи Českой Республики и в том числе нашей организации, наша организация работает в Молдове от 2003 года. Мы начали здесь по правах человека работать на разных проектах на левом берегу Днестра и от 2009 года мы занимаемся в регионах Молдовы. Мы работаем на разных проектах для развития вашей страны. Od 2009 года у нас три главные, скажем так, приоритеты нашей организации здесь в Молдове. В первом, развитие, экономическое развитие страны. Во вторых, поддержка гражданского общества. В третьих, развитие социальных услуг. В приоритете развития экономического развития страны мы несколько проектов внедрили именно для помощи фермерам, потому что у нас приоритет развитие сельского хозяйства. И этот проект, который мы сейчас начинаем, будет длиться до 2019 года. И мы намерены помочь развитию малым и средним предпринимателям в вашем регионе, именно улучшение прибыли их бизнесу, повышение качества рабочих мест и улучшение услуг Adere и местных властей в советах помогания развития бизнеса в регионе. Este anume dezvoltarea durabilă a regiunilor dezvoltare, ori în acest sens noi avem acolo stabilite mai multe activități. Noi, pe parcursul anului 2017, am elaborat programe regionale sectoriale în domeniul dezvoltării economice, am încercat să identificăm un portofoliu, de fapt am identificat un portofoliu de proiecte de vedere dezvoltării economice a regiunilor și acest proiect vine anume în implementarea acestor acțiuni din cadrul strategiei naționale, strategiei regionale și a programului regional sectorial. Astăzi implementăm în domeniul dezvoltării regionale proiecte investiționale în 6 domenii, management of shareholder solidity, apă și sanitație, drumuri regionale și locale, eficiență energetică a clădirilor publice, dezvoltarea infrastructurii de afaceri și creșterea atractivității turistice. Cunoaștem cu toții că proiectele investiționale din punct de vedere social sunt foarte bune pe patru domenii care țin de infrastructură, dar ele necesită și o capacitate de întreținere. Ori, viziunea noastră este că există mai multe fonduri în Republica Moldova și parteneri de dezvoltare care investesc în infrastructură și mai puțin ne axăm pe dezvoltarea economică a regiunilor. Ori cele două domenii de creștere a activității turistice și dezvoltare economică sunt foarte importante pentru a aduce plus valoare autorităților publice locale, bugetul acestora și le oferă capacitatea de întreținere a celor proiecte care numim noi social importante pentru populație, pentru creșterea nivelului de trai. Respectiv, acest proiect urmează să dezvolte capacități, urmează să creeze noi IMM-uri și să dezvolte aceste IMM-uri, să-i ajute noi antreprenori în dezvoltarea planurilor de afaceri, să acorde 15 granturi pentru dezvoltarea afacerilor și, în ultimul rând, să identificăm care sunt oportunitățile de viitor de dezvoltare în domeniul economic a regiunii dezvoltare nord. Avem activități similare, am dorit să le realizăm în toate regiunile țării, dar acest proiect ne va arăta nouă care este calea ca să facem corect activitate în toată țara. Am avut ocazia săptămâna trecută să mergem cu reprezentanții sau cu membrii Comisiei Parlamentare Mediu și Dezvoltare Regională să vizităm proiecte de dezvoltare regională implementate și viziunea Parlamentului la fel este că în domeniul dezvoltării regionale trebuie să ne axăm mai mult pe dezvoltare economică, să creăm capacități și condiții necesare pentru antreprenorii care sunt în regiuni, pentru agricultorii care sunt de a se dezvolta, de a crește competitivitatea regiunilor și capacitatea de export acestora. Ne bucurăm că în cadrul rezultatelor reformei autorităților publice centrale și conceptul de dezvoltare rurală la fel se află în cadrul Ministerului nostru. Acum ne va fi mai ușor să avem o procedură de ajustare și sinergizare a eforturilor
di signor Cesare e fostul vor de finanțare a proiectului investițional din fonduri care sunt existente și în ultimul rând, în domeniul dezvoltării regionale se ne axăm pe proiecte regionale și de dezvoltare urbană în ceea ce ține aspectul economic, iar în domeniul dezvoltării rurale vom elabora programe de dezvoltare antreprenoriatului în localități rurale, pentru că și acolo avem capacități și trebuie să ne axăm foarte mult pe aceste elemente. Le mulțumim partenerilor cei pentru suport acordat pe parcursul anilor. În domeniul dezvoltării regionale am avut un suport benefic în ceea ce privește actualizarea și elaborarea strategiei de dezvoltare regionale în regiunea Sud. Ulterior ne-au acordat suport, în continuare ne acordă suport în elaborarea studiilor de fizibilitate pentru două zone de management a deșeurilor solide la fel în regiunea dezvoltare Sud. Iar astăzi sunt bineveniți și le mulțumim foarte mult pentru suportul acordat regiunii dezvoltare Nord. Și considerăm că unul din principiile proiectelor care le implementăm noi este ca rezultatele să fie replicabile și în celelalte regiuni dezvoltate. Credem că acest proiect și impactul acestuia poate fi replicat bunele practici, poate fi replicat ulterior și în celelalte regiuni ale țării și nu fără suportul experților pe care le au, dacă va fi posibil, de ce nu am să înaintăm proiecte similare și pentru celelalte regiuni dezvoltate. Noi vă mulțumim mult partenerilor, le mulțumim celor care sunt prezenți astăzi aici și cred că rezultatul proiectului trebuie să fie de bun augur și ne dorim succes tuturor. Antreprenorilor le doresc să fie cât mai activ, să beneficieze de toată consultanța care urmează să fie acordată și sper că Terenor să aibă capacitatea și succesul să aducă și alte proiecte investiționale în regiunea dezvoltării Nord, pentru că populația acestei regiuni cu siguranță merită ceva mai mult. Eu vă mulțumesc foarte mult!